Haideți să o luăm așa. Votanții liberalilor mai știu cu cine să voteze? Îi mai reprezintă cineva în acest moment în Partidul Național Liberal? Cine? E o echipă a lui Alexandru Popa, care e formată dintr-un mic grup de prieteni, care echipă nu se gândește decât cum să fie de acord ca Alexandru Popa să rămână în continuare primul pe listă la Camera Deputaților din partea Partidului Național Liberal și sunt foarte mulțumiți. Credeți că ăsta este singurul scop pe care îl are PNL Brăila la momentul de față? Am mai văzut un proiect pe care PNL-ul, cu care PNL-ul să iasă în față și să ne propună ceva? Nu, n-am văzut decât niște ieșiri ale dumnealor în ședințele de Consiliul Local. Apropo, au avut proiecte în Consiliul Local când au fost aleși pe liste. Chiar am făcut parte din acea comisie în care era stabilită ordinea pe listă a viitorilor consilieri locali din partea Partidului Național Liberal. Aveau proiecte. Unde sunt acele proiecte ale lor? Măcar să iasă către alegători și să alegătorii care i-au votat și să le spună: domnule, nu putem să facem, pot face lucrul ăsta chiar dacă presa, să presupunem că nu știe, presa brăileană mă refer, să spună în online: da, am făcut cu tare lucru sau încerc să fac. Și mi-am adus aminte de proiectul, am ieșit în stradă și am spus de proiectul acela al Spitalului Regional Brăila Galați. Ei sunt la guvernare, alături de PSD. Sănătatea este mai mult decât un domeniu esențial pentru noi ca țară. Dacă nu avem acum servicii de calitate în sănătate, vorbesc de Brăila, nu de Galați, era momentul să accesăm, să facem proiect de accesare de fonduri prin PNRR pentru acest spital Brăila Galați. Nu s-au accesat bani? Nu, nu s-au accesat.